Bună ziua și felicitări pentru funcția pe care o ocupați astăzi, cea de director al Liceului Agricol Ionescu de la Brad. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru urări și bine ați venit la liceu. Cum s-a întâmplat? M-am înțeles că a fost foarte în scurt, nu știe multă lume încă. Propunerea de numire a venit relativ de puțin timp. Deci discuțiile s-au purtat între mine și Conceiul Inspectoratului în ultimele 24-48 de ore. Decizia am luat-o la limită, în sensul că am hotărât să vin aici. Argumentul fundamental acela că acest liceu, în acest moment al existenței lui, are nevoie de o regândire, o reorganizare, o restructurare, astfel încât să-l aducem la un nivel nu comparabil cu nivelul de vremurilor de vârf al liceului, ci să funcționeze ca un liceu agricol unic în zonă și la valoarea și potențialul care îl are. Planuri? Ne puteți spune câteva? Cum v-ați viitorul? Normal că orice om când vine pe o funcție nouă vine cu gândul și cu planul și cu idei de perspectivă, însă vreau să, pentru că sunt un tip rațional, vin de la catedră, de la Roma Vodul, mi-au rămas în continuare orele și vin aici. Nu am încă un contact direct cu și real cu situația din unitatea școlară. Asta fac de azi dimineață, un schimb de informații cu ai mei colegi și sper că voi s-au conturat câteva idei, dar să sperăm că vom reuși să facem. În primul rând să schimbăm activitatea de zi cu zi, activitatea la catedră, viața de zi cu zi a școlii și apoi să ne gândim la planul de dezvoltare a unității școlare pe tot ce palierul activităților pe care profilul agricol al liceului impune. Este un liceu agricol, deci un liceu în care oamenii, elevii învață să facă agricultură, deci trebuie ca baza materială pe domeniile respective, veterinar, respectiv agronomie, să fie foarte bine pusă la punct. În momentul acesta, știu că e foarte nou și pentru dumneavoastră și pentru noi, dar dacă puteți răspunde, câți elevi are liceul? În acest moment, liceul are 302 elevi. Este prima întrebare care am pus-o, pentru că ca să-ți poți, pentru că ați putea dezvolta anumite gânduri, planuri viitoare, să știi exact care este baza pe care o ai. Vorbim de elevi la zi sau și seral? Zi și seral. Zi și seral. E o cădere puternică, da, în numărul de elevi. Da. Aici este, asta este una din cele mai mari probleme. Da? Că restul nu mai găsim. Resurse financiare se găsesc, sunt toate proiecte europene, nu discutăm. Aici avem cea mai mare problemă. Ați spune că este mai puțin atractiv față de acum 10-20 de ani? Nu, sau, nu pot să spun acest lucru. Nu. Pentru că sunt licee agricole în țară, pot da nume, în calitatea mea de expert la ce am vizitat, vreo 7 licee agricole în țară, în care numărul de elevi este comparabil cu la liceile mari. Și la care, atenție, activitatea didactică de zi cu zi de la clasă, activitatea pe loturile agricole și în ferma zootehnică este la un nivel foarte ridicat. Ceea ce pot să vă spun este că simt dorința oamenilor din școală de a dezvolta liceul. Probabil că e nevoie de cineva, sper să fiu eu acela, care să reușească să aducă liceul la cotele normale pentru un liceu. Pentru un liceu. Da? Adică să fie elevi, să vină elevi cu drag, la meserii care să le placă, da? Da. Și care să fie utile, da? Și restul o să vedem. Câte secții, câte clase? Deci vorbim de ce? Zootehnie, agronomie, practică? Avem, da, medicină veterinară, tehnician veterinar și avem clase de agronomie. Arest avem protecția mediului, avem clase de post-liceală de protecția mediului și de cadastru. Veți trimite către presă sau veți face public, nu știu, ofertă educațională? Fără discuție, dar până acolo e cale lungă. Chiar dacă suntem pe calendar, suntem puțin presați, e cale lungă, te trebuie să ne lămurim. Ce putem face, ce vrem să dezvoltăm, ce linii noi vrem să luăm. Pentru că este clar că trebuie abordate și din acest punct de vedere noutatea. Da? Adică, de ce nu s-au venit elevi până acum la acest liceu? Din aceste motive, bun, perfect. Motiv ar fi, e departe de oraș? Da, e departe de oraș, ar fi un motiv. Dar eu cred că trebuie să găsim oferta educațională cea mai
cea mai pe ca răspuns la cerințele elevilor, candidaților. Și v-am spus, s-au conturat câteva idei, să vedem, să se ia legătura și celălalt director de licee din țară. Avem la Iași două, trei licee agricole. Deci vă vizează puterea exemplului, cumva, fără discuție, cum au fără discuție, pentru că au rezolvat ei această problemă, pentru că, logic, aceeași problemă există și la alte licee. Da? Avem partener foarte bun la DEVA. Pot să vă spun doar, încă o dată, felicitări pentru, pentru numire. Știu că este un job foarte, cum să vă spun, e, o să vă provoace. E vorba, vorbim de Liceul Agricol Ionescu de la Brad, totuși, care, din păcate, nu mai are același renume pe care l-avea într-o perioadă. Și e, un, e o poziție destul de dificilă în momentul ăsta. Vă urez mult succes. E o provocare pe care am acceptat-o. Așa am și luat-o, ca o provocare. Deci nu am venit pentru salariu aici, pentru că salariul ca director la această unitate școlară este mai mic decât salariul pe care îl are profesorul ăsta la Roma Vodă. Ca să înțelegeți. Deci n-am venit pentru asta, am venit pentru o provocare. Cred eu că pentru un stimul la vârsta care am și experiența care am, hai stare să vedem de ce este stare, da? Și fără discuții, asta e. Voi face față, voi încerca să fac față, nu știu dacă voi face față. Cum era pe vremuri, tot înainte. Tot înainte, da, tot înainte. Și vreau să vă spun că un lucru care pe mine m-a, nu a fost factorul hotărător, este faptul că eu m-am născut aici. Ca să înțeleg, nu aici în liceu. Nu aici în liceu. Nu aici în liceu, normal, la maternitate de la Horia, dar am, aici am făcut primii pași. De la vârsta de 0 ani până la vârsta de 7 ani, eu aici am trăit. Deci aceste spații sunt locurile mele de joacă de altă dată. Și amintirile pe care le am, care le are orice copil din vârsta la, sunt amintiri care m-au, nu zic că au fost hotărătoare, dar am zis, hai să vedem, poate reușim să. O să fie mult de muncă, dar eu vă țin pumnii și, sincer, urez mult succes. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și eu pentru atenție. Și eu vă mulțumesc că ați venit și că sper că presa va fi alături de noi și la bune și la cel mai puțin bun.